Am văzut episodul 4 din camera de Seiva. Tsium! Decapator! Însă, până la urmă, în episoade două, sincer, primele două episoade au fost cam jurat, însă în episodul 3 și 4 a început să controleze mai bine serialul. Și a început să fie din ce ce mai interesant. Însă o să vă vin și niște scanuri singuri. N-ai date, dat, like, share și subscribe ca să vă vedeți o familia Vision și eu apăsați pe cățel pe episodul, deci asta vă spun că probabil să încerc să pun opening-ul ăla, dar pe un pic, pe acolo, pe la intro, să văd dacă dă strike sau copyright, sau dacă nu o fac. Oricum, nu o să puteți să vedeți dacă se întâmplă sau nu. Dacă o vedeți, dați-vă un like dacă ați văzut asta. Însă o să revin și despre episod. În primul episod, vedem aici în baza secretă din Logos, unde da, Rio începe să se supere când a început fiul și mai departe. Însă, în partea asta mai interesantă este faptul că Toma, practic vedem o parte acolo în care vedem o parte acolo unde el tot spune că promit. Însă ceea ce mi-a spus eu supărat, deoarece, da, nu poți să ții tot timpul promisiuni față de lucruri. Dacă nu poți ține promisiuni, dacă nu le poți ține. Însă, mai ales despre Rentaro, cum s-a lovit de... Poate am văzut că s-a lovit de acolo când Rio l-a împins. Aia a fost amuzantă. Însă, ce mai interesant este că vedem pe Kento, cum vorbește despre Rio, despre cum Toma are treaba cu promisiunile. Însă, i-a dat Need a Hedgehog, adică mă refer la Teo. I-a spus că dacă ai credință față de... Nu, încredere în Toma. Nu, să pui încrederea în Toma, spuneți-mă. Să pui încrederea în Toma. Dacă poate să facă asta. Însă, din nou, despre Megiddos nu prea e ceva interesant. Mai ales când ne spune faptul că moștii se regenerează. Poate că ea putea fi o mare parte a serialului un twist, însă nu prea încă văd diferența, nu prea văd eu care e rostul. Aici vedem că Toma unde se duce la bookstore, unde se vadă despre ce specie este acel Megiddo. Adică șopârla aia nu era un șopârlă, mai mult era un fel de salamandră sau dintr-o legendă urbană. Era un rege ce mânca plăzile și ca să se întoarcă. Ceea ce mi se pare destul de interesant, practic vedem cum eroul găsește informația despre acel monstru cum să îl învingă. Asta este un plot destul de interesant, deoarece putem afla mai multe dacă despre Toma și despre cum caracterul funcționează. Însă, Calibur, da, Calibur, aia mult spune că îi place costumul. Da, Calibur e destul de interesant, apropo. Însă mai avem un Megit destul de interesant, în care nu e mai mult decât acel Lizard, sau Zoom, sau cum o numi. Calibur sumează un desast destul de interesant și practic la... Era să-l doboare pe Rio, a.k.a. Buster. Și astăzi vorbim despre Dezas. Un Megiddo destul de dubios și foarte, foarte relevant din punctul meu de vedere. Nu știu despre cum ar fi povestea și cum s-a axat tipul ăsta.
Asta mi se pare destul de interesant, cum arată și de cum ține un Wonder Eye Book. Adică este un fel de Storm Eagle. Am zis înainte că era Brave Dragon, dar mai mult era Storm Eagle. Despre Storm Eagle. Mamă, Storm Eagle-ul este destul de interesant. Din ce motive? Păi, Storm Eagle-ul este practic tot un upgrade pentru Seiba. Însă, nu, mai mult un Wonder Rider Book pentru un suit la mijloc, pentru Seiba. Însă ce mai interesant este că aparține unui Sword of Logos, unul care des ați l-am mis și a la Wonder Rider Book. Însă partea cea mai interesantă este că tipul ăsta e foarte dificil. Și partea cea mai interesantă la Basta, folosind Jack-ul Totomare în ochii de parcă nu am auzit deloc că cum partea cu Jack-ul Totomare se deschide și ne spune povestea aia. Asta partea aia a fost un pic cam... lipsă? Da. Și mai avem și partea care el pune acolo niște vrești de fasole acolo, că na, Toma... Practic, Sword... Mi-mi place gimmick-a asta faptul că aliații de Sword of Logos, oamenii în Swordman, scuzați-mă, de Swordmanii, practic, îi și dau trade de la Wonder Eye Books. Deci, practic, eu dau Wonder Eye Books și tu îmi dai un Wonder Eye Book. Un fai. Deci, practic, Tom a făcut trade pentru un Jack nu doar mai are rechi, în schimb, un Eagle Hedgehog. Și partea aia vedem cum Middle Hedgehog e partea aia de mijloc. Și e un fel de apă pentru spada, ceea ce e destul de interesant. Însă, tu crezi, eu am început să înțeleagă pe Toma despre cum merg promisiunea asta și de ce. Însă mai avea și partea în care Rental Ros îi strigă pe Toma. De ce tot timpul ți promisiune? Are ceva legătură cu promisiunea care n-a putut să ție cu fata aceea, care a fost absorbită. Însă de asta începe să țină promisiuni. Și până la urmă, Mei, care tot timpul e inervantă, a fost nu a fost așa de inervantă până la urmă. Că practic a ajutat și ea până la urmă. A intrat în ou, a ajutat pe cei doi să găsească cuibul, adică mă refer la Saber și Blade. A ajutat să găsească cuibul unde erau însă Sora a început să dorească un pic despre cum merg Wonder Eye Books-urile. Însă, practic, o să fie o parte importantă de aici. Probabil Sora o să fie următorul Buster. Că na, cum a fost cu Toma, o să începe și cu Buster, dacă o să se întâmple treaba asta. Și lupta. Lupta a fost destul de interesantă despre ambii Buster cât și Seiba. În primul rând, acum că Seiba a început cu Dragon Hedgehog. Forma, deci, îmi place ghinca aia cu când pui Wonder Eye Book acolo pe la sabie, pe la Seike Sono Daiba. Practic, este pus și ea și îi aruncă, îi lopește, ce? Însă timpul ăla tot se eginează. Însă tocmai a început o altă tactică. Dacă folosești 3 Wonder Eye Books deodată. Și partea asta a fost interesantă. Papa mai. Să vă spun cum începutul. Deci, practic, în primul rând, a sumonat un Tinkerbell. Ai că vă vezi noi la Tinkerbell. A, da, dacă știți Peter Pan. Practic, ea avea mușchi. Își ținea mușchi ăia. Ținea lanțul ăla. Și, practic, s-a învârtit, zici că era un fel de... cum se spune? Un buzdugan. Rotai buzduganul. Că era parte din țep. Și pe ea un flăcăr. Cum bine aia
trei lucruri diferite. Asta mi-e place. Și practic, ea s-a făcut să se puși în flăcări. Cât e foma asta interesantă. Și până la urmă, sora a început să înțeleagă până la urmă. Iar eu s-a văzut cu fiul său și asta este povestea. Însă, Toma a început să revine slăbit. Că na, că Toma mai mult este un începător la chestia asta. Și asta înseamnă că Toma va trebui să învețe mai mult din experiență pentru a putea să reziste la combinația de a trei Wonderlite Books. La Booker. Despre Wonderlite Booker nu îmi prea știe foarte mult, că n-am zis o parte din mai carte. Și am auzit o parte pe internet care poate fi interesant. Am auzit acolo despre Johann Budabek. Tipul care a creat dus cărțile în lume. Poate că vorbim despre el în Saber, dacă vedem și noi de tipul ăsta. Despre cum era, o să fie prezent. Nu știu, probabil. Că există o grămadă de lucruri despre Saber. Și practic despre Calibur, care ne-a spus mai multe despre Avalon. Și mult să știm de toți că am avut multe teorii despre de discutat. Și până la urmă, da, am avut destul de... A, și apropo de Calibur, a apărut și atacat pe Saber. Practic, vedem și ceva acțiune despre Calibur. Însă vedem și ceva interacțiune cu spada ce l-a oprit pe Calibur. Și da, așa s-a terminat episodul. Da. Practic, m-a făcut destul de interesant despre seria. Și vreau să mai mă uit din nou și să văd ce o să se mai întâmple. Practic am uitat să vă spun despre Scanul Epic, deci așa că o să vorbim despre Scanul Epic. Hai să vedem cum este Buster. E destul de interesant Buster, să-mi fi sincer. Practic e mai bulky și are sabia aia mai lungă. Asta ar face destul de interesant cum... Amintește de vechile alea de Final Fantasies, mulți care spun treaba asta. Practic vedem și despre Dragon Hedgehog, însă nu prea s-a spus aici despre Dragon Hedgehog Pita. Aici este Buster, Jack and the Mario Loki, form. Ai mai bațul ăla. Este să știți, vedem și gimica asta, numai cu un singur braț. Asta face destul de interesant, deoarece cum vedem în episod și pe cum a fost inteligent pus. Și aici, prieten, este Dragon Hedgehog Peter. Asta e de față destul de interesant, de cum te uiți la ea. Adică cum e cu țepușe și cum te intrigă. Asta e destul de interesant, să vă spun eu ceva. Destul de interesant. Nu știu dacă v-am spus despre Peter Jack. Da, Peter Jack v-am spus. Despre Peter Fantasia s-a spus despre da, Base Peter Lion Fantasista m-am spus. Că na, o să vedem și eu cum am. Încă mai o să avem ceva de discutat. Oricum o să avem noi scanuri despre, oricum o să fim despre episodul 5 până episodul 9. Aici vedem progress key-uri. Needle Hedgehog, Alnugo Haladin, Stone Eagle, într-o mai culoare. Nu înțeleg, cred că ăsta este Agito. Da, Agito este acolo. Deci, poate să pornești legende Riders Wonderlite Book. Asta e interesant de văzut. Aici vedem câteva scene despre filmul cu Zero One. Abia aștept să văd cum ar putea să fie. Oh, și vede că are, cum o spunem noi, Jack Russell la el. Și va avea altul să vă în Hell. În sfârșit avem Kenza. Uitați-l acolo, avem Kenza. Însă nu m-am așteptat ca să fie ceva destul de mare. Adică zici că ai shuriken și dacă sunt două săbi diferite. Și na,
armamentul lui este destul de diferită de cum compara alții înodată. Și o vedem un pic cum funcționează și cu toate astea. Cam basta, nu mai cred că știu sigur dacă este adevărat. Aici e sabia lui Calibur. Adică trebuie doar să pui un singur partea aia de jos ca să se activeze. Poate. Cam simplistic. Dacă... Și vedem și sabia lui Espada. Da, e la fel. Nu avem nici discutat despre asta. Uite, avem și pe Espada! Uite să vedem cum e de interesant e costumul lui. Practic, este o parte este albă, gri și, desigur, avem o parte aurie, dar partea e neagră în default. Deci, da. L-a făcut așa mai interesant pe spada. Da, costumul și de toate chestia asta. Însă, partea cea mai importantă, o să avem combinația dublă. Adică... Lapando. Nu, Hedgehog, Lapando. Asta a avut să fie o formulă interesantă pentru Espada și abia așa să apară în episod. Ia uite și la forma asta. Acum avem Brave Dragon and Storm Eagle, combinat cu cei trei puteri Choc în co 3 sau cei trei puteruși. Asta mai cer, că înțeleg că am știam eu că o să fie ceva cu Kenza. Dar încă este. A lui Kenza. Avem și aici forma. E destul de interesant de cum. Că abia că putem să mă așteptăm și să apară și partea de jos. Însă mai putem aștepta. Să aflăm ce formă poate să mai fie. Aici vedem forma întregului chicul. Și forma aia, numai cu două. Cât de șmecher o să fie. Și avem și pe Kenza! Practic, nu prea l-am așteptat la... Cum ai spus eu, nu prea l-am așteptat la chestia asta. Însă putem să vedem și nici dacă am știut eu foarte bine că era acolo. Forma aia cu cei trei puțeluși, și am eu foarte bine. Că am avut teoria asta, că și știam cum se întâmplă treaba asta. Despre cum este cu shurikenul și despre cum este sabia făcută. Mie mi se pare o notă destul de șmecheră. Practic este un fel de ninja. Ceea ce mi se pare destul de confuz. Nu că nu prea îmi dă mai mult vibes, dar însă poate mai greșesc. Sper să nu fie displăcut din cauza faptului că e rival cu Seiba. Și amândoi se întreb pentru putere. Nu știu, ce da, da. O, frate. Abia ce am așteptat și încă o să mai apară cu sintagma asta. Nu mă să spună treaba asta. Însă, găsim Arthur. Îl găsim pe King Arthur. Wonder Eye Book. Eu știam eu că o să fie ceva despre Arthur. Eu abia am spus de săptămâna trecută. Teoria asta și încă este validă. Nu pot să cred că o să... Nu știu când o să fie partea asta. Poate o să fie partea asta cu... cum să spun eu? Cu Avalonul, o să găsească sabia, dacă e mai vrednic. O să lupte cu Calibur și tot așa mai departe. Asta... A, uitați-vă. Amândoi cum se bat. În partea de sus. Cum Calibur și Seiba se bat. Asta o să aducă o grămadă de puncte grozave pentru pe Toma. Și da, cred că asta ar fi putut să, poate să fie un robot, ăla ar fi un fel de mech. Că la parte, nu o să mai pare aici să aibă un fel de buget slab pentru... Bravo vouă pentru că a spus CGI. O meritați. Hai să întoi O să vină separat, deci o să vină separat Aladin și cel cu ăla de acolo. O să, sabia lui Calibur o să vină cu beltul. Asta o să vină în pachet.
Și partea asta cu beltul pentru amândoi. Da, asta este inutilă. Da, na, asta... Este scan. Și uite, mai vedem și spatele de se conforma aia. Da, mamă, uitați-vă și voi la asta. Blades are trei forme. Adică trei părți. Deci trei părți sunt acolo. Că știam eu că altă Pegasus o să fie pentru Blades. Am știut eu de atunci. Și încă am dreptate. Cum ar fi? Într-o Pegasus! Sau cam așa ceva. Mie se pare destul de șmecheră. Că o să fie... Blades o să fie prima persoană ce are combinație de, de match-uri cu 3. Și oh my. Asta o să fie una dintre cele mai șmecheri forme care o se întâmple în camera. În istorie. Nu știu chiar în istorie, dar măcar o formă de studiu interesantă. Oh, și super avem legendare! Legendare Kamen Riders din Heize! Alte nouă din Heize! Avem și ceva mult mai mare. Putem pune legendare. Și avem și Wonder Eye Box-uri. Nu toate. Brave Dragon, Dar Aladdin, Dian Seki, Dragon Dodo Marinoki, Pita Fantasista, Gand de Trepuceluș, Needle Hedgehog, Genpu Shingwa, asta, Kali, Jack, Portalul, Diago Speedy, Storm Eagle, King Arthur și Davantul Aladdin. Și în sfârșit a deschis Gamba Rise pentru treaba asta. Avem cărți pentru Gamba Rise, însă abia aștept să văd cum ar putea să fie. Cea treia formă, cum ar putea asta să nu iasă atât de bine? Poate să văd în video pe video pe YouTube, însă cam atât o să vă spună. Și cam... S-a terminat și videoclipul ăsta de 20 de minute. Sper că v-a plăcut, sper că nu v-am plictisit. Și dacă ați venit aici, am fost. Și sigur de vedere, nu trebuie.